zrobić nawet są wyznaczone są. La taraba cu gratuități a fost coadă tot timpul, mai ales că localnici au primit câți mici au poftit. Pentru mici, de la domn primar. Sunt gratuiți? Cred că da. Doar mici sau mai... Mici, bere, înghețată, suc la copii. Contează că primarul vă dă mici, vă influențează cumva? Nu, nu ne țin nici de cal, nici de foame, acum pe moment. De unde v-ați luat atâția mici? De aici unde sunt de gratis. N-ați plătit nimic pentru ei? Nu. Dar de la cine sunt? De la domnul primar. E o bucurie la toată lumea. Acțiunea electorală a avut însă victime colaterale. Comercianții veniți la rugă nu au reușit să vândă mai nimic. Nu prea i-am vândut pentru că lumea erau la alte standuri. Știți cum intră noi comercianții, nu ne urmărim unii pe alții. La noi n-au fost, poate în alte părți prețul era mai mic, poate mici erau mai buni. Primarul comunei neagă orice implicare în oferirea de produse gratuite. Oamenii zic că le-ați dat un mic, o bere înghețată, nu știu, cine v-a spus așa ceva? Negați. Da. Nu. Noi nu avem nicio implicare, primăria. Și nici eu ca persoană. Conform legislației, mita electorală se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Nu doar cel care dă mită, dar și cel care primește este pasibil de pedeapsă în campanie electorală.